Stau după el de o săptămână și n-am mai nimic. Adică? V-am adus și rapoartele de filaj să vă uitați. Uștui foarte retras, merge la școală, se întoarce acasă, mai trece o fată pe la el și cam asta e tot. Părinții? Părinții cui? Ăsta-i traficantul. Eu asta zic că... Eu nu zic că e traficant, pentru că nu vinde. Mai ok, părerea ta. Cu ce se ocupă părinții? Amândoi lucrează la fabrica de lapte. El e gestionar, ea e contabilă. Sunt genul ăla de familie care pleacă de mână la serviciu, se întorc acasă tot împreună. Pe frate, să l-ai verificat? Am sunat la București, nu e nicio bază de date. Cercul de prieteni? Cercul de prieteni e Alex, adică turnătorul și mai e o fată, nu știu cum o cheamă. În rest nu par să aibă prea mulți prieteni, cel puțin el. Fumează? Da. Ce fumează? Hashish. Vinde? Nu, și nici turnătorul n-a zis că ar vinde. Unde fumează și când? În pauza mare, într-un par de lângă fosta unitate militară. Și după aia pleacă la școală? Nu mai Alex. Și ei lăs doi? Ei lăs doi mai stau prin par, mai intră într-un bar. Au fost odată la el acasă, dar e tot un dosar. Păi și tu ce vrei? Dacă drogul le vinde la Frasu, sunt două soluții. Una. Prima soluție e să nu spună că le are de la Frasu și atunci n-am rezolvat nimic, îl băgăm la consum. A doua să-l torne pe Frasu. Dar asta nu o să mai fie în toată viața și eu unul nu vreau să-l am pe conștiință. Ce? L-ai pus tu să fumeze? I-ai băgat o țigară în dinți? Ce treabă e? Asta e legea, la revedere.